Mâine, marți, 18 octombrie, Deva devine centrul de interes în Liga 1 de futsal pentru că aduce față în față cele două echipe locale. Vicecampioana națională FC Auto Bergamo și nou promovata în Liga 1 de futsal ACS West. Marți 18 octombrie, de la ora 18, deveniți sunt așteptați la sala sporturilor la derbiul orașului dintre vicecampioana FC Auto Bergamo și nou promovata ACS West, meci din etapa a patra a Ligii 1 de futsal. Auto Bergamo, locul 2 în clasament, este considerată gazdă, iar ACS West, ocupanta locului 6, cu un joc mai puțin disputat, va fi echipa oaspete. Ambele echipe își doresc toate cele 3 puncte, promițând un meci de calitate, mai ales că amândouă au ca obiectiv calificarea în Final Four-ul ligii și câștigarea titlului de campioană. Tot în această etapă, clujana Cluj-Napoca a fost învinsă de CFR Timișoara cu scorul de 1-6, iar Futsal Club Odorheiul Secuiesc așteaptă vizita liderului CS United Galați, meci ce se va desfășura de la aceeași oră cu meciul de la Deva.